Actuala sală de sport de la școala gimnazială Nicolae Iorga este o sală de clasă care nu corespunde necesităților desfășurării orelor de educație fizică și este insuficientă raportată numărului de elevi din școală. Liderii PNL au propus alocarea sumei de 160.000 de lei pentru realizarea documentației acestei săli în ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi. Despre infrastructura școlară se vorbește foarte mult, din păcate se face mult prea puțin. Noi depunem punctual proiecte de hotărâre atunci când luăm act de lipsurile care există prin Iași. Părinții de obicei ne scriu și ne relatează problemele cu care se confruntă școlile unde învață copiilor. Un caz concret este școala Nicolae Iorga, unde, din păcate, nu există realmente o sală de sport pentru ca acei copii care studiază acolo să desfășoare orele de sport. Există o improvizație, în schimb, într-o sală de clasă, ceea ce nu este deloc în regulă. Sala de sport ar putea fi folosită și ca sală de festivități. În acest moment, orice activitate festivă se organizează pe holurile școlii sau în cancelarea profesorilor. De aceea am propus un proiect de hotărâre în Consiliul Local, prin care să fie alocate sumele necesare, e vorba de 160.000 de lei, pentru realizarea documentației necesare construcției unei noi săli de sport, care poate fi folosită, spre exemplu, și ca sală de evenimente în interiorul acelei școli. Astăzi, când vorbim, așa cum vă spuneam, sportul se practică într-o fostă sală de clasă improprie, iar activitățile festive se întâmplă pe holurile școlii sau în cancelare, lucru care este necorespunzător în anii în care trăim. În școală studiază aproximativ 800 de elevi din clasele primare și gimnaziale, care au nevoie de un spațiu benefic creșterii și educărilor.